Ne întoarcem în Matei, capitolul 27, pentru a ne continua studiul despre tot ce ne-a învățat Domnul Isus. Ne-am uitat la Evanghelia lui Matei pentru a vedea cum să împlinim acel ultim verset din Evanghelie, unde Domnul Isus ne-a spus să învățăm pe alții să facă tot ce ne-a poruncit El. Trebuie să vedem ce ne-a poruncit prin viața Sa prin cuvintele sale, prin circumstanțele prin care i-a trecut pe ucenici și prin evenimentele menționate în Evanghelia lui Matei. Ne-am uitat data trecută la cruce și cum Iisus a strigat că s-a sfârșit. Ne-am uitat la versetul 51, unde spune că perdeaua din templu a fost sfârșiată în două, de sus până jos, așa cum este scris și în alte evanghelii. Care a fost semnificația acestui lucru? Unul a fost, așa cum am menționat ultima dată, calea înspre locul preasfânt a fost deschisă. Aceasta spune în cartea Evrei că vălul arătat în Vechiul Testament, calea spre locul preasfânt nu a fost deschisă. Evrei 9, versetul 8. Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt, nu era încă deschis câtă vreme stătea în picioare cortul din tâi. Aceasta era semnificația acelui vâl. Dar când a fost dat la o parte acel vâl, calea către prezența Domnului a fost deschisă. În Vechiul Testament, focul lui Dumnezeu era peste locul preasfânt. Cortul din Vechiul Testament, dacă nu știți, avea trei părți. Curtea din afară, care era deschis tuturor și apoi în cortul acoperit mai erau încă două părți, locul sfânt și locul prea sfânt. Între cele două era un văl gros, o perdea, și marele preot avea voie să intre acolo o dată pe an, în ziua izpășirii. În rest era oprită intrarea. Acolo era scaunul milei și acolo era Dumnezeu, în locul prea sfânt. El vorbea de acolo dintre cei doi heruvimi de la scaunul milei Astfel, era indicat faptul că ceva îl oprea pe om ca să nu ajungă în prezența lui Dumnezeu. Și nimeni din Vechiul Testament nu înțelege aceasta. Ce semnifica acea perdea? Totul din Vechiul Testament simboliza ceva. Sabatul vorbea despre odihna interioară, tăierea împrejur vorbea despre tăierea încrederii în fire. Sângele mielului vorbea despre sângele lui Isus Hristos. Stâlpul de nor simboliza Duhul Sfânt. Faraonul a fost imaginea diavolului. Egiptul simboliza lumea. Trecerea prin Marea Roșie este simbolul botezului. Țara Canaanului este simbolul biruinței. Uriașii erau imaginea poftelor firii care pot fi înfrânte. Trecerea Iordanului este o imagine a căii crucii și a răstigni firea în permanență, etc. Toate au o însemnătate. Focul care se odihnea peste cort era imaginea slavei lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt. Deci, ce simbolizează perdeaua? Este foarte important să înțelegem aceasta, pentru că atunci când a fost ruptă, s-a întâmplat ceva. Deci, Templul era și o imagine a omului, pentru că omul este numit Templul lui Dumnezeu. Spune în Ioan 1 cu 14, în traducere literară, că cuvântul s-a făcut trup, adică un templu în mijlocul nostru. Adică, el domnea ca un templu în mijlocul nostru. 1 Tesaloniceni 5 cu 23 spune de asemenea că omul are trei părți, ca și templul, sau cortul întâlnirii: trup, suflet și duh. O parte este vizibilă, trupul, ca și curtea din afară, și două părți sunt acoperite, ca și locul sfânt și locul preasfânt, sufletul și duhul. Și între suflet și duh este o perdea groasă, care nu îl lasă pe Duhul Sfânt să vină și să domnească în Duhul omului. În Vechiul Testament, Duhul Sfânt nu putea locui în inima sau în Duhul nimănui. Deci, sunt două mesaje transmise de această perdea groasă. Unul este că omul nu poate merge în prezența lui Dumnezeu pentru că ceva îl blochează. Și Dumnezeu nu poate intra în Duhul Omului pentru că și el este blocat de ceva. Și acest ceva a fost dat la o parte atunci când Isus a strigat S-a sfârșit. Este foarte important pentru noi să înțelegem aceasta, pentru că este ceva ce Isus ne-a arătat aici și nici ucenici nu puteau atunci înțelege aceasta. Vă amintiți că Isus a spus în Ioan 16, sunt multe lucruri pe care aș vrea să vi le mai spun, dar pe care nu le puteți înțelege acum, nu le puteți purta. Nu le înțelegeau pentru că nu aveau Duhul Sfânt. Când a venit Duhul Sfânt, li s-au deschis ochii și apoi au putut citi lucrurile acestea și înțelege. În 2 Corinteni 3 spune că este un văl în Scriptură atâta timp cât ești sub lege. Sunt multe lucruri pe care nu le vezi și nu le poți înțelege. Dar spune aici că atunci când te întorci la Domnul, vălul este dat la o parte. Te poți duce la Duhul Sfânt să îți explice ce înțeles au aceste lucruri. Și El îți explică. Deci, ne ducem la Duhul Sfânt pentru a înțelege ce înseamnă acest văl și tot ceea ce trebuie să facem este să comparăm versetele din Scriptură. Dacă mergem la Evrei 10 cu 19, acolo citim, Astfel, dar, fraților, avem o intrare slobodă în locul preasfânt, prin sângele lui Isus. Preoții din Vechiul Testament luau un pic de sânge al unui miel care era jerfit în locul sfânt în ziua ispășirii. Noi avem curajul să intrăm în imediata prezența lui Dumnezeu prin sângele lui Isus pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Versetul 20. Deci, există o cale spre locul preasfânt care a fost inaugurată. Inaugurată înseamnă ca și atunci când se inaugurează un drum, nu se face pentru a-l admira, ci pentru a fi folosit. Acum, o cale a fost inaugurată, adică a fost deschisă pentru noi să o folosim. Și acea cale a fost inaugurată atunci când perdeaua a fost ruptă. Și acea perdea scrie aici că a fost trupul său, al lui Isus. Cuvântul trup a fost folosit în diferite feluri în Noul Testament. Uneori se referă la carne, uneori se referă la firea coruptă pe care o avem, în firea noastră păcătoasă nu este nimic bun. Și spune aici că Isus a venit într-o fire asemănătoare cu a noastră, dar nu avea o fire păcătoasă, pentru că în el nu a fost păcat deloc. Așa cum a spus sângerul că se va naște un sfânt care va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Deci în Isus nu a fost păcat nici fire păcătoasă, dar a avut și el o fire, un trup. Așa spune aici. De fapt, Ioan spune că cel care nu mărturisește că Isus a venit în trup este Antichristul. Deci, Domnul Isus a venit în trup, într-o fire asemănătoare cu a noastră. Secretul Evlaviei este scris în 1 Timotei 3 cu 16. Isus a fost arătat în trup. Deci, trebuie să înțelegem care este însemnătatea cuvântului fire sau trup. În Galateni 5 vedem un verset unde putem înțelege un pic. Firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Deci este un conflict aici. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Firea este ceea ce ne face să facem ce vrem noi să facem. Vedem aceasta în Galateni, capitolul 5, cu 17. Duhul Sfânt se opune ei. Și ne spune să nu facem ceea ce vrem noi să facem, ci să facem ceea ce vrea Dumnezeu să facem. Acum, întrebarea este dacă Isus a avut acest conflict în viața sa. Cu siguranță, în Ghețimani știm că a spus, Tată, nu voia mea, nu ceea ce vreau eu să fac, ci ceea ce vrei tu să fac, nu ceea ce îmi place mie, ci ce este pe placul tău. Aceasta a fost firea lui Isus, acest lucru pe care noi îl numim voia mea. Deschideți la Ioan 6,38 și veți găsi ceea ce eu numesc autobiografia lui Isus într-un singur verset. Numai un rând, care descrie toată viața lui de 33 de ani și jumătate. Ioan 6 cu 38: M-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea. Cu alte cuvinte, să nu ascult de firea mea. Firea mea este voia mea. Și eu nu ascult de ea. Îi spun nu. Eu mi-am petrecut toată viața făcând voia celui ce m-a trimis, adică a tatălui. Duhul Sfânt a făcut să moară firea în Isus. Cu alte cuvinte, a omorât voia lui. El nu avea păcat, dar a avut o voință a lui toată viața. Și a trebuit să nu asculte de ea. Ca să nu facă voia lui, a trebuit să nu asculte de propria lui voință, de firea lui. Acesta este înțelesul firii pe care o vedem la Isus și aceasta este simbolizată prin perdea. Deci, ce a fost sfârșit în cei 33 de ani și jumătate a vieții lui Isus? Voia sa. Voia lui proprie a fost sfârșiată. Nu a făcut-o niciodată. Și la sfârșitul vieții lui a spus, s-a sfârșit, s-a terminat. Adică am întâlnit orice ispită posibilă pe care o poate întâlni un om pentru a face voia mea, dar nu am făcut-o niciodată. O mulțime de ispite a întâmpinat, dar cu ajutorul Duhului Sfânt nu a făcut voia lui, și astfel perdeaua a putut fi sfâșiată. O cale nouă și vie prin perdeaua ruptă, adică prin trupul său, adică voia lui proprie care a fost sfâșiată. El a făcut doar voia Tatălui. Aceasta este calea care a fost inaugurată pentru noi, pentru ca și noi să putem merge pe calea aceasta. Care este această cale? calea respingerii voinței proprii, a eului. Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine. Asta înseamnă că și el s-a lepădat de sine. Altfel nu ar fi putut spune, urmați-mă pe mine. Eu pot face asta pentru că el a făcut asta și așa pot să-l urmez pe el. Deci, vedem cum se împlinește Scriptura. Aceasta este calea cruce, calea cea nouă și vie. Și este o cale, chiar dacă perdeaua este un obiect. Noi ne gândim că este o ușă, dar nu este o ușă, ci o perdea, o cale. Este numită calea cea nouă și vie. Este vie pentru că dacă mergi pe ea, vei trăi mereu. Și este nouă pentru că este tot timpul proaspătă. În fiecare zi este ceva nou, ceva proaspăt. Și este vie pentru că dacă mor cu el, voi trăi împreună cu el. Este o cale vie care ne duce în prezența lui Dumnezeu. Deci vedem că ceea ce ne împiedică ca să ajungem în prezența lui Dumnezeu este propria voie a sinelui. Când Adam și Eva au ales să facă voia lor, au ajuns departe de Dumnezeu. Isus a venit și a făcut exact opusul. Nu a făcut niciodată voia lui. În Roman 15 cu 3 spune că Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Așa a fost ruptă perdeaua din lăuntru. Acum noi avem de ales. Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Noi avem de ales. Dacă vrei să stai în imediata prezența lui Dumnezeu, în locul prea sfânt, poți trăi acolo 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, dacă mergi pe această cale nouă și vie. Acesta este înțelesul perdelei sfâșiate din Matei 27 cu 51. Și astfel s-a deschis calea pentru noi toți. Și așa poate și Dumnezeu să domnească în Duhul nostru, pentru că, după cum am spus, Partea cea din interior a templului este locul preasfânt și acesta este Duhul nostru. Dumnezeu nu locuiește în trupul nostru sau în mintea noastră, ci în Duhul nostru. Când spunem că Dumnezeu era în templu, se referă la locul preasfânt. Și când spunem că acest trup este templul Duhului Sfânt, Duhul Sfânt locuiește în locul preasfânt, adică în Duhul omului. Dar între suflet și Duh este acest lucru numit propria voință. Și dacă las pe Dumnezeu să îmi zdrobească voia mea, atunci mă poate face o persoană duhovnicească. Înțelegând aceste adevăruri, doar cu mintea, nu mă va face să fiu duhovnicesc. Exaltându-mi emoțiile, nu mă va face să fiu duhovnicesc. Numai atunci când îmi supun voia mea cuvântului, atunci voi deveni duhovnicesc. Așa cum a spus Isus, un om poate înțelege ce spun eu, dar dacă nu face așa, casa lui este încă pe nisip. Dar atunci când nu ascultă de voia lui și face ceea ce spune Dumnezeu, atunci casa lui este zidită pe stâncă. Și această stâncă este Hristos, ascultarea de Hristos. Deci așa dorește Dumnezeu să umble fiecare copil la lui, pe această cale nouă și vie. În pilda pe care a spus-o Isus despre omul înțelept și cel nechipzuit, din Matei 7, la sfârșitul predicii de pe munte, a spus aceste cuvinte pe care aș vrea să le aplic la ceea ce am spus adineori. Pe oricine care aude aceste cuvinte ale mele, vedeți, în personalitatea noastră, sufletul nostru este format din minte, emoții și voință. Și voia este ușa spre Duh, este perdeaua. Deci sufletul meu este format din minte, emoții și voință. Dacă înțeleg cu mintea cuvântului Dumnezeu, dacă sunt înflăcărat în emoțiile mele de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu tot nu va intra în Duhul meu, până nu îmi supun voia mea. Deci spune aici că cel care aude aceste cuvinte și le face, adică le înțelege, poate este bucuros că le are, dar mai face ceva, le împlinește. Atunci zidește pe stâncă. Dar dacă nu mai le înțelege, versetul 26, se bucură de ele, dar nu face nimic, casa lui este pe nisip. Nisipul este mintea și emoțiile. Dar cuvântul lui Dumnezeu trebuie să treacă de nisip și să ajungă la stâncă. Atunci suntem de neclintit. Același lucru l-a spus Isus mai devreme, în Matei 7, cu 21. Nu oricine îmi spune, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci acela care face voia Tatălui meu. Ce înseamnă aceasta? Când un om spune, Doamne, înseamnă că mintea lui este ok. Crede că Isus Hristos este Domnul. Când spune Doamne, Doamne, înseamnă că este bucuros, că emoțiile Lui sunt ok. Dar tot nu intră în împărăție, până nu își supune voia Lui. Numai Doamne nu este de ajuns, Doamne, Doamne nu este de ajuns, ci ascultarea. Când voia proprie este zdrobită, atunci Dumnezeu poate domni în Duhul Omului. Așa este peste tot. Suntem învățați mereu din Scriptură că lipsa de supunere a voinței noastre nu ne lasă să ajungem duhovnicești. De aceea vedem adesea în creștinism două grupări de oameni care spun că sunt separați de bisericile moarte denominaționale. Un grup se concentrează pe studierea Scripturii. Dacă mergi la adunările lor, ei studiază mereu Scriptura, învață din Scriptură și au multe cunoștințe din Scriptură. Aceasta este mintea. Un alt grup reacționează la primul, spunând, acesta este doar studiu academic mort. Noi vrem emoție. Și au cântări foarte emoționale, și tobe, și bătu din palme, țipete, și tot felul de sărituri, ca prorocilui bal. Emoții. Ei cred că asta înseamnă duhovnicesc. Dar nu este. Este doar emoție și minte. Unde este biserica care spune, peste emoție și minte, trebuie să te lepezi de tine însuți, să ți iei crucea și să mori? atunci vei zidi pe stâncă. Dintr-o astfel de biserică ar trebui să faci parte. Nu suntem împotriva înțelegerii intelectuale. Eu cred în studierea Scripturii, de aceea avem și acest studiu biblic. Cred că trebuie să fim bucuroși de Scriptură și să facem și pe alții să se bucure. Sper că și tu te-ai bucurat de acest studiu, dar în cele din urmă, dorința mea este să te fac să te lepezi de tine însuți și să faci voia lui Dumnezeu. Altfel, nu vom ajunge niciodată duhovnicești. Acesta este scopul perdelei sfâșiate. Acesta este locul în care vrea Dumnezeu să ne aducă. Locul în care atunci când spui, Iisus este Domnul, să nu fie doar vorbe, să nu fie doar emoție, ci ascultare de cuvântul său. Știți acele cuvinte despre ascultare din pilda cu omul înțelept. Au fost puse la sfârșitul predicii de pe munte. Oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face. Deci, vă încurajez și pe voi, dacă vă interesează cu adevărat tot ce ați auzit în acest studiu, gândiți-vă la ceea ce a spus Isus: să zidești pe stâncă. Matei 7, cu 24. Oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, va zidi pe stâncă. Aceasta este calea cea îngustă. La sfârșitul predicii de pe munte spune să intrăm pe poarta cea strâmtă și pe calea cea îngustă. Acest este modul nou și viu, prin perdea. Aceasta este poarta strâmtă și calea îngustă, și are legătură cu tot ceea ce am spus până acum. Deci, dacă ești serios cu privire la aceste lucruri, te invit să citești Matei 5, 6 și 7. Citește verset cu verset și vezi dacă le împlinești. Noi am făcut aceasta cu ceva timp în urmă în acest studiu. Am studiat verset cu verset. Uite te dacă împlinești tot ce ne-a învățat Isus. Dacă faci așa, Viața ta va fi de neclintit. Familia ta va fi de neclintit. Biserica ta va fi de neclintit. Aceasta este o viață de ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu, care nu este predicat destul în creștinismul de astăzi. Acesta este semnul iubirii noastre pentru Hristos. Cum îți dovedești dragostea ta pentru Hristos? Mergând în misiune? Prin sacrificiu? Prin daruri? Evrei 10 spune că nu vrea jerfe și daruri, ci trupul tău. Vrea ca tu să asculți cu ochii tăi, cu limba ta, cu mâinile tale. Așa dorește el ascultarea. Iisus a spus, dacă mă iubiți, împliniți poruncile mele. Mulți oameni cred că dragostea este doar entuziasm, emoție, așa ca dragostea de la cinema dintre un băiat și o fată. Mulți cred că așa este și dragostea pentru Isus, dar nu este așa. Isus a spus că dragostea voastră pentru mine o dovediți prin ascultare. Ioan 14 cu 15. Dacă mă iubiți, veți împlini poruncile mele. Nu este nicio altă cale să dovedim dragostea noastră pentru El. Și îți vei iubi și fratele. Dacă nu poți iubi un frate pe care îl vezi, nu poți iubi pe Dumnezeu, care nu-l vezi. Acestea sunt cele două moduri prin care îmi dovedesc dragostea pentru Dumnezeu. Unul este prin împlinirea poruncilor Lui și al doilea prin iubirea fratului pe care îl văd. Sunt mulți frați pe care îi vezi, dar care poate nu prea sunt vrednici de dragoste. Dar dacă nu-i poți iubi pe ei, nu-l iubești pe Dumnezeu. Viața creștină este foarte practică. Ne întoarcem la Matei 27, unde ne-am uitat la cruce și citim din versetul 57, Spre seară a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Isus, dar pe ascuns, pentru că făcea parte din sfetnicii soborului care nu-l urmau pe Isus. Deci, acest om era printre sfetnicii soborului, care era ucenic în secret, așa ca Nicodim. Și acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus. Pilat a ordonat să i se dea lui trupul lui Isus. Aici vedem că Dumnezeu are martori și în locuri înalte ca să ne ajute. Dacă Petru mergea ca și pescar la palatul lui Pilat, gardienii de acolo l-ar fi dat afară și nu s-ar fi putut apropia. Dar acolo era un om cu influență, pe nume Iosif. Dumnezeu l-a pus acolo ca să ajute ca trupul lui Isus să fie luat de pe cruce. Așa este și astăzi. Dumnezeu are oameni cu mare influență în locuri înalte, care sunt gata să ajute în ziua de astăzi trupul lui Hristos. Slavă Domnului pentru acești oameni. Poate sunt ucenici pe ascuns. Ei nu sunt chemați să meargă să planteze biserici, așa ca apostolul Petru, dar sunt folositori în anumite momente ca să ajute trupul lui Hristos. Spune aici că Iosif a luat trupul el însuși. L-a înfășurat într-o pânză curată de im și l-a pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care îl săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la gura mormântului și a plecat. Deci, așa cum a fost prorocit și în Isaia 53, despre moartea sa între tâlhari și îngroparea sa între cei bogați. Dumnezeu poartă de grijă la săraci și bogați, la criminali, El nu exclude pe nimeni. Maria Magdalena și cealaltă Marie ședeau acolo în fața mormântului. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții mai de seamă și farisei s-au dus împreună la Pilat și au zis. Ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis, după trei zile voi învia. Ei erau îngrijorați că s-ar putea întâmpla lucrul acesta. Imaginați-vă că ei nu credeau în învierea lui, dar ei se gândeau că s-ar putea să se întâmple ceva. Poate vor merge ucenicii să-i fure trupul, ca apoi să spună că a înviat. Deci, ei au mers la Pilat pentru că doreau să se asigure că mormântul e păzit, ca să nu se întâmple ceva, să fie furat sau alte lucruri. Ceea ce a fost foarte bine. A fost bine pentru că astfel s-a dovedit istoric că învierea nu s-a făcut pentru că cineva a dat piatra la o parte. Nici ucenicii n-au mers acolo. Deci Dumnezeu a îngăduit ca Pilat să ordone paza mormântului cu soldați. Ei au zis lui Pilat, dă poruncă ca mormântul să fie bine păzit până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să-i fure trupul și să spună apoi, anviat din morți. Aceasta din urmă înșelăciune ar fi mai rea ca cea din tâi. Pilat a zis, aveți o strajă, duceți-vă de păziți cum puteți. Ei au plecat și pe lângă soldați au pecetulit piatra de la gura mormântului. Deci, nu numai că au pus soldați acolo, soldați romani care făceau cu schimbul, astfel încât 24 de ore să fie acolo soldați romani, care să vegheze asupra mormântului, astfel încât să nu se apropie niciun ucenic. Un singur soldat ar fi fost de ajuns ca să nu se apropie niciun ucenic. Dar acolo erau mai mulți soldați care au stat mereu lângă mormântul lui Isus timp de trei zile. De asemenea, au pus o pecete pe mormânt, ca dacă cineva va încerca să miște piatra, pecetea se va rupe. Acesta a fost modul suveran al lui Dumnezeu de a dovedi că învierea nu a fost ceva fals. Chiar acest lucru poruncit de Pilat a fost ceva ce a îngăduit Dumnezeu, pentru ca istoria să vadă că nu ucenicii au luat trupul lui Isus. Aici chiar autoritățile romane, guvernul, avea grijă ca nimeni să nu se apropie de mormânt. Nu era ca la un cimitir obișnuit unde oricine putea trece pe acolo ca să ia trupul. Dacă nu era așa, oamenii puteau să împrăștie tot felul de povești. Deci Dumnezeu a îngăduit să se întâmple așa pentru ca să fie o dovadă clară că învierea a fost un eveniment supranatural, care a venit de la Dumnezeu. Aici vedem suveranitatea lui Dumnezeu. Așadar, învățăm că dacă avem viața predată lui Dumnezeu, El va face ca totul să lucreze spre binele nostru și spre slava Sa. Suveranitatea Lui determină și controlează acest lucru. Vom continua în episodul următor.